cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vreau să împărtășesc câteva gânduri împreună cu voi, din cuvântul lui Dumnezeu, despre dependențe. Despre dependențe. Și citesc din 2 Petru, din capitolul 2, ultima propoziție din versetul 19, 2 Petru, capitolul 2, versetul 19, e o propoziție arhicunoscută, îmi permite, de data aceasta să fac un lucru pe care nu-l fac în mod obișnuit, de când am deschis Biserica Lumina din Oradea, obișnuiesc să citesc textele cu oameni așezați, pentru că citesc texte biblice foarte lungi. Cred că pentru mine, pentru mine e important ca în mintea omului să rămână cuvântul lui Dumnezeu. De-aia la mine 25 de minute citirea textului și explicarea textului, însă de data asta, pentru că suntem la o conferință de tineret, voi citi doar o propoziție foarte scurtă, rămâneți așa așezați. Versetul 19, ultima parte a versetului 19, cuvântul lui Dumnezeu spune aici așa, și fiecare este robul lucrului de care este biruit. Și o mai zic o dată și dacă nu zic destul de articulat și de hotărât, poate că nu are același impact, așa că am să o spun și mai hotărât. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Pe lângă faptul că sunt pastor în Oradea, mai am o biserică de sat, o biserică mare de sat, cu mulți oameni bătrâni. Și mă duc de foarte multe ori la înmormântări, fie că vreau, fie că nu vreau. Am declarat-o public de mai multe ori că nu-mi plac înmormântările, motiv pentru care nu voi participa nici la înmormântarea mea. Ce drept trupul meu va fi acolo, dar eu m-am hotărât că nu particip. Dar de câte ori intru în cimitir, la câte o înmormântare, văd pe fiecare cruce că e aceeași propoziție. Robul lui Dumnezeu. Și îi cunosc pe aia care au murit. Și mă uit acolo și zic, bă, ăsta nu prea a fost robul lui Dumnezeu. Că ăsta au murit de la țigară, ăsta la a murit de la alcool, ăsta la a făcut emirce. Și ca pastor, îi și cam cunosc pe oameni, motiv pentru care, că odată cu trecerea timpului, știți, când am început să predic, mă uitam în ochii oamenilor și văd pe ăștia care sunt mai tineri, că în timp ce predică se uită. Și e o regulă de elementară, de retorică, dacă vrei să ții pe oamenii atenție, poți ținea din priviri, că te uiți la tine și atunci de bun simți. Însă, în ultima vreme, cu cât am îmbătrânit mai mult, cu cât am trecut așa prin viață, încep să mă uit mai mult în sus. Nu pentru că mi-ar plăcea prea mult tavanul încăperii, ci pentru că îi cunosc pe oamenii cărora le predic și știu despre fiecare câte ceva. În calitate de păstor, ți se întâmplă treaba asta. Și acum... Când dintr-un cimitir văd robul lui Dumnezeu în dreptul unor oameni despre care știu că n-au fost robii lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că fiecare este robul lucrului de care este biruit. Că tu devii robul lui Dumnezeu când ești biruit de ce? De dragostea lui Dumnezeu zice fericitul Augustin, așa îi se spune în teologia răsăriteană, fericitul Augustin, nu intru în detalii de ce îi se spune așa, însă omul ăsta are o rugăciune fabuloasă, zice așa. Doamne, ajută inimii mele să te dorească, dorindu-te, să te caute, căutându-te, să te găsească, găsindu-te, să te iubească și iubindu-te să înceteze să păcătuiască. E adevărat că noi de foarte multe ori și-am crescut în Biserica Pentecostală și parcă aud și acum vocea fraților predicatori care ziceau frica de Domnul e începutul înțelepciunii. Numai că uita unii dintre frați să adauge și continuarea înțelepciunii este dragostea de Dumnezeu. Pentru că întotdeauna omul e adevărat când realizează că e limitat, când stai în fața măreției lui Dumnezeu, nu are cum să nu -ți fie cuprins sufletul de o teamă sfântă când stai în fața unui Dumnezeu infinit despre care știi din Biblie că îngerii repetă, sfânt, 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 este numele acestui Dumnezeu și când spun sfânt nu mă refer doar la calitatea lui morală, ci la faptul că Dumnezeul acesta este infinit, n-ai cum să nu-ți fie sufletul cuprins de o stare de, de, frică, de uimire extraordinară. Pe de altă parte, nu poți fi credincios dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. A fi pocăit, dacă m-ar întreba cineva și acum știu pe principiul păstorilor, dacă nu mă întreabă nimeni pe principiu dacă nu aveți întrebări, am eu răspunsuri. Îmi întreb eu și îmi răspund tot eu. Dacă m-ar întreba cineva ce înseamnă să fii pocăit, a zice asta. Să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. Nu, no, niciun amin acum. Mai înainte era pe modulul amin. Vă mai întreb încă o dată. Și, adică, mai spun încă o dată că nu a fost o întrebare. A fi pocăit înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. A, eu știu de ce n-a zis amin. Că voi ziceți, a, dacă zic amin, ăștia cred că am păcate. Și dacă nu zici amin, știm că ai păcate. Și dacă zici că n-ai păcate, știm care e păcatul tău, minciuna. Mi-aduc aminte că o doamnă mi-a zis odată, eu aș vrea să mă pocăiesc domnul pastor, dar nu mă pot lăsa de fumat. Și eu i-am zis, înseamnă, doamnă, că iubiți țigara mai mult decât pe Iisus Hristos. Vai, că ea era foarte bisericoasă. Aveau o, 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 o poșetă în mână mare și când i-am zis că iubește țigara mai mult decât îl iubește pe Isus, am zis, că e gata, gata să-mi dea cu poșeta una. Foarte supărată. I-am zis, dacă nu puteți renunța la țigară de dragul lui Hristos, înseamnă că iubiți țigara mai mult decât îl iubiți pe Hristos. Nu poți fi pocăit dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Poți veni la biserică, te aduce tata și mama și te pune să sufle aici în trompetă, să cânti aici în față, să vii, să stai pe ultimul rând, poate te-au adus aici, te or adus ca și cu duba, că de foarte multe ori am văzut în bisericile noastre, vin părinții, îi lasă ca la școală pe copii aici, pe tineri aici și pleacă și n-ai cum să îți aici toți ăștia din biserică, ai venit și tu, te-ai băgat și tu în rândul celorlalți. Vreau să spun ceva. Poți purta crucea lui Isus fără să vrei. Poți să fii exact ca fiul cel mare din pilda fiului risipitor care îi spune tatălui, tată, tată te-am slujit, dar ca un rob. Să cânți ca un rob, să stai în biserică, fix ca un rob, adică ca unul adus cu forță. A fi pocăit înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești slăbiciunile, pentru că fiecare dintre noi avem în viața noastră un punct vulnerabil. Și aș vrea să definesc. Știu că iubești școala, reformulez, adică, mă rog, reafirm, știu că iubești școala, Doamne ajută, și la școală, la ore, la, în general la chimie, la matematică, și astea le iubiți în mod special, nu? Mai ales chimia, mi-aduc aminte cu mare drag, între ghilimele. Și uh, întotdeauna începe cu definiția termenilor prima dată se definesc termenii. Haideți să vedem în foarte scurte cuvinte, pentru aceia dintre voi care sunteți interesați să rămâneți cu ceva concret, care este acel păcat care creează dependență în viața noastră, că sunt păcate în care caz accidental, dar există anumite păcate care reușesc să pună stăpânire pe viața ta. Știți că Biblia vorbește, autorul epistolei către evrei, când spune să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre care este Isus Hristos, de asemenea ne avertizează acolo asupra unor categorii de păcate care ne înfășoară, zice acolo autorul epistolei către evrei, așa de lezne. La noi, în bihor, lezne înseamnă ieftin. Când mere la piață întreabă, Doamne, nu lăsați mai lezne, înseamnă nu lăsați mai ieftin. Ei, există o categorie de păcate care pun stăpânire pe viața ta atât de lezne, adică atât de ușor. Sunt păcate și acum le definesc, așa cum le definește un psiholog creștin american. Folosesc și eu de data asta o, o, o definiție scrisă de acest psiholog. Zice așa. E categoria de păcate care stimulează puternic simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, iar mai apoi pun stăpânire mai întâi pe gândirea ta și apoi pe viața ta. De aceea când Biblia vorbește despre păcat, nu vorbește doar despre dimensiunea lui faptică, ci despre dimensiunea lui mentală. Adică Biblia când vorbește despre păcat zice că există o dimensiune a păcatului care are de a face cu mintea. De ce? Că întotdeauna păcatul începe acolo. Începe cu tentația, care înseamnă, se materializează în întrebarea ce-ar fi dacă. Toți ne lovim de întrebarea asta. Ce-ar fi dacă aș copia? Ce-ar fi dacă aș înșela? Ce-ar fi dacă... E normal, Biblia spune că toată lumea a fost ispitită, însuși Hristos a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Toți ne lovim de întrebarea asta. Numai că problema când ce-ar fi dacă se transformă în cum ar fi dacă și când omul începe să viseze cu ochii larg deschiși. Cum ar fi dacă, mă? Și momentul în care Deavolul reușește să pună stăpânire pe, pe mintea ta mai devreme sau mai târziu când ți se oferă posibilitatea să păcătuiești fără să suporți consecința sau te gândești tu că nu suporți nicio consecință, imediat o vei face. De aceea totul pornește de aici. De aceea spune Biblia, păziți-vă inima mai mult decât orice. Și când spune inima, nu se referă la pompa asta care pune în mișcare tot sistemul circulator, ci se referă la mintea omului. Păziți-vă mintea mai mult decât orice. Asta e cea mai mare bătălie. Că totul pornește de aici. Dacă suntem sănătoși la cap, ori nu. Acum, ă, sunt lucruri despre care Biblia spune clar că sunt păcătoase. Care stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment. Unii sunt stăpâni și de bârfă. Da. Îmi spunea cineva, zice, dacă nu vorbesc de rău cineva într-o zi, nu, nu sunt sănătos. Unii stăpâniți de hoție. Am, am avut colegi la școală care dacă ar fi învățat cât se chinuiau să facă niște copiuțe, domne, deveneau profesori universitar, doctori. Își făceau copiuțele zile întregi. Păi, de capul meu, cât munceau la ele. Le-am zis, bă, dacă jumătate din timpul pe care l-ai dedicat făcutului de așa, dacă ți-l dedicai învățatului, nota 10 luai. Uh, apropo, că există hoție în multe forme, da, și în forma asta academică, da, uh, și la propriu. Am crescut la țară unde la noi în sat se furau toate semnele de circulație de la marginea drumului. Aveam un vecin, toate le lua. Orice se punea la marginea drumului, deci n-apucau ăia de la drumuri și poduri să plece, că ăștia ăsta le colecta. Mi-aduc aminte că o luat odată reducerea vitezei 30 de km la oră și l-a băgat în spatele casei unde se găinile, nu știu de ce. Erau hiperactive, probabil. Au <laughs> pus 30% redus Viteza. Mi-aduc aminte că l-am întrebat, eu eram foarte așa, serios cu cămașa, încheiată așa, nervos, așa, puțin, bunic, cum zicea, ai grijă ce faci. Și m-am dus și i-am zis, de ce ai făcut asta? Că o să te pedepsească Dumnezeu, nu știu ce. Și, și el mi-a dat un răspuns halucinant, Zice, păi dacă nu luam, eu lu altul înaintea mea. Deci, asta era argumentul lui. Omul era clar dependent de asta. Unii sunt dependenți de bârfă și am tot povestit asta cu mulți ani în urmă și acum a devenit așa că unii mai preiau întâmplări de la alții și le asumă. Mi-aduc aminte că în urmă cu mulți ani, nici nu vreau să mă gândesc câți ani, când am început să slujesc în Oradea, într-o biserică foarte mare, unii oameni mă știau după, după, după nume, dar nu mă știau după față, că nu era internetul cu video, că acum nu mai poți ca acum, și era la dentist. Și la dentist e o bucurie, între ghilimele, fenomenală. Toată lumea stătea acolo și așteptam în penumbra aia care părea că leagă lumea noastră de aici, cu o lume incertă de dincolo. Toți stăteau așa, nici nu zâmbeau, nici nu plângeau, cu fața asta, așa, nu știu cum să spun, robotică. Și la un moment dat, unul de lângă mine mă întreabă. Mă întreabă, tu la ce biserică mergi? Deci, din start, nici nu m-a întrebat, dar nu știu, după ce și o dat seama, după freză, după ce. Uh, zice, tu la ce biserică mergi? Și zic la Betel. A. Și uh, zic, ok, care e treaba? Zice, este acolo un predicator tânăr, îl cunosc uh, de mult. Și mă uit la el, se uită la mine. Uh, și mă întreabă el pe mine. Eu, prima dată îmi zice, zice, unul Adi Mocan, nu știu dacă îl cunoști, mă întreabă, îmi zice mie. Eu zic, uh, îl cunosc, așa și așa. <laughs> uh, mă întreabă, zice, ce părere ai despre el? Hmm. Iar zic, așa și așa. <laughs> Mai ales, și aici am zis ultima propoziție, mai ales că îl văd în fiecare dimineață când mă uit în oglindă, am zis asta. Când am zis asta, omul nu s-a prins din prima că avea procesorul mai Pentium 1. S-a uitat la mine, după aia și-a dat seama, s-a schimbat la față, nu l-a mai văzut de atunci. Habar n-am pe unde e omul. Unii oameni sunt stăpâniți de lucruri care, ele însele nu sunt neapărat păcătoase. Și Biblia vorbește despre categoria asta când spune în 1 Corinteni capitolul 6, versetul 12: Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe voi. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate lucrurile sunt de folos. Acum, noi știm că nu toate lucrurile sunt îngăduite. Ăsta e un verset de atâtea ori scos din context. Acolo vorbește despre mâncare, că în imediat, în proximitatea versetului. Vorbește despre asta și mai jos vorbește despre curvie. Deci nu toate lucrurile sunt îngăduite, că nu scrie în Biblie că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe voi, adică poți să faci anumite lucruri dacă nu pun stăpânire pe tine. Nu! Acolo se referă în mod specific la mâncare. Sunt lucruri despre care Biblia nu spune că sunt păcătoase în ele însele, dar care pot deveni păcătoase prin faptul că stimulând simțurile, creează iluzia plăcerii de moment și pun stăpânire pe tine. Uită ca telefonul ăsta pe care îl vezi în mâna tuturor. Nu scrie în Biblie de telefonie nimica. Nici de Facebook nu scrie. Nu-i păcat. Nici Instagram nu-i păcat. Dacă tu stai mai mult pe Instagram decât stai pe Biblie, atunci poate deveni păcat. Nu-i păcat jocul pe calculator, sau nu știu cum să zic, pentru calculator, că pe calculator nu sunt nimeni. Dar, în momentul în care eu sâmbătă seara te sun și zic, hai la biserică și tu spui, nu pot la level 7 sau 8, și mai am nu știu ce de făcut, deja devine o problemă. Când tu nu mai poți învăța la școală că tu ești obsedat de treaba asta, deja devine păcat. Chiar dacă în el însuși nu e păcătos, mă înțelegeți că unii dintre voi aveți niște argumente la părinți beton, de genul, păi da, eu mă joc numai jocuri de strategie, astea se dezvoltă inteligența, domne. Numai că există și o categorie de jocuri care n-au nicio treabă cu inteligența, te prostesc, care promovează senzualitatea și promovează partea asta criminală din om gen Counter-Strike, sau tot felul de jocuri din acestea care promovează violența. Băieții știu despre ce vorbesc. Așa că, e adevărat că sunt jocuri de strategie alea pe care tu le spuneți părinților, Vai, dar jocurile astea te fac mai deștept. Nu spun că nu există lucruri care țin de tehnologie și care te ajută din punct de vedere intelectual. Da, numai că hai să fim serioși. Fiți atenți. Când, când Biblia vorbește despre lucruri din categoria asta, pe care Biblia nu ne lumește explicit păcătoase, dar care pot deveni păcătoase prin faptul că pun stăpânire pe viața ta. Din categoria asta era și mâncarea, că unii sunt stăpâniți de dorința de a mânca și după aia îi spun, nu știu, le spun fraților, hai să ne rugăm că am problema asta de sănătate. La asta se referă Biblia acolo. Există lucruri care nu sunt nici imorale, nici morale, ci sunt amorale, depinde cum le folosești. Acum cred că ați auzit, vorbindu-se despre asta destul de mult, ani de zile s-a predicat în bisericile noastre împotriva televizorului și mi se pare acum că mă duc în Bucovina, mă buvnește râsul. Că văd biserici mari, domne, care erau construite pe ideologia asta anti-televizor, că și-au făcut niște ecrane acum în spate, de stă mintea în loc. Și zici, bă, fii atent. De ce? Pentru că problema nu e cu ecranul. Noi nu luptăm cu ecranele. Observați microfonul ăsta. Ar fi o stupizenie să spunem, băi, eu lupt împotriva microfonului. Cu toate că au fost ani în unele biserici în care se spunea, domne, dacă ai microfon, e păcat. Problema îi ce spui la microfonul ăsta. Exact la fel stau lucrurile și cu ecranele, și, și, sunt o grămadă de lucruri care fac parte din categoria lucrurilor amorale. Depinde cum le folosești. Le, folosești. Ele pot simula simțuri, Le pot pune stăpânire pe viața ta și fiți foarte atenți la tehnologie. Și cred că ați auzit o grămadă de predici despre asta, dar din păcate tot mai mult ajungem să fim deconectați de lumea reală și conectați la virtual și acolo în virtual ni se servește ceea ce e la modă cu privire la ideologia din, din vremea noastră și fără să-ți dai seama, ajungi să gândești într-un anumit fel. De ce? Pentru că toată ziua îți alimentezi sufletul de acolo. Tu în loc să îți alimentezi sufletul pe, din Cuvântul lui Dumnezeu, îl alimentezi din filmele de pe Netflix, în care nu mai găsești, aproape nu mai găsești niciun film fără niciun fel de senzualitate sau nu mai găsești niciun film care să nu promoveze ideologia lumii în care noi trăim, în care să nu existe măcar un transgender sau știu eu ceva de genul ăsta și să nu apară vreun pocăit care să fie personajul negativ sau vreun credincios care e fanatic și explodează, domne pe cineva cu fanatismul lui. Și atunci, la un moment dat, ajungi să vii la biserică, să auzi pe ăștia vorbind ceva și în creierul tău e o formă de schizofrenie. Pe de o parte, de, de, viață dublă, pe de o parte îți alimentezi mintea de acolo, de la școală și de la ceea ce vezi pe net și, și pe de altă parte vii aici și vezi pe frate, fata păcatul e moartea și tu stai și te, te uiți și zici, bă, ceva e putred în Danemarca, cum zice Shakespeare, știți? Vă îndemn să citiți mai mult cum i-a zis odată un tânăr, zice, mă frate, cum plata păcatul e moartea? Că eu, zice, am mințit săptămâna trecută și stăia așa numere. 14 ori. Zice, ca să nu mint, nu mai știu de câte ori. Zice, dumneata, știi pe cineva care să fi mințit și să fi murit imediat după aceea? Și asta e ridicată la fieleu pentru un pastor. Acum să nu. Anania și Safira. A, păi zice, nu, de la noi din cartier. Cunoști pe cineva. No, acum știți cum stau lucrurile cu păcatul și o să vă sistematizez cât pot de repede. Știu că m-a lungit foarte tare. E 11 și 20, la cât? La și 40, nu? Și 45. Deci acum trec 5 minute, nu? Sunteți de acord? 5 minute? Ridicați mâna să vreau să văd dacă sunteți de acord. 5 minute, 5 minute, 5 minute, 5 Oh, o, două ceasuri pot trece pe asta. Uh... Iau de la fiecare dintre voi 5 minute. <laughs> Vreau să sistematizez mesajul în felul următor. Vreau să înțelegeți așa. Păcatul, fiecare păcat are consecințe. Și o să vă prezint care sunt consecințele dependenței. Știu că unii dintre noi avem senzația că putem păcătui fără să ni se întâmple nimic. De unde? Pentru că noi am păcătuit și am văzut că nu ni se întâmplă nimic. Poate prima dată când ai păcătuit, ai simțit cumva că ți se deschide pământul sub, sub, sub picioare, că se va întâmpla ceva catastrofic și tu ai văzut că nu ți se întâmplă nimic și ai zis, bă. Eu am păcătuit și uite că sunt ok. Cum plata păcatului moartea? Acum, știți cum stau lucrurile? Exact ca și cum ai fuma o țigară și ai aștepta să te îmbolnăvești de cancer după ce ai fumat o țigară. Ai fumat un pachet de țigări și ai zice, bă, uite că nu mă îmbolnăvesc de cancer. Ce știu, mă, doctorii ăștia vorbesc prostii. Și tu ai merge la doctor peste vreo 20 de ani și doctorul ți-a zice, domne, dar dumneata ești bolnav de cancer pentru că fumezi. Și te-ai uitat despre suitor la doctor și zice, fi serios, păi, eu de 20 de ani fumez și nu m-am bolnăvit încă de cancer niciodată. Acum, știți cum stau lucrurile cu păcatul? Noi nu vedem consecința păcatului imediat. Și că nu o vedem imediat, nu ne-o trăznit imediat. Știu că aveam concepția asta la noi la țară, unde am crescut, era ideea asta. Domne, dacă ai păcătuit, te trăznește. Și mai ales vara, la Sfântul Ilie, eram foarte credincioși că tuna fulgera și atunci... Mi-aduc aminte că l-am luat pe frate meu, care și el e pastor pentecostal între timp, odată a mers la... la împrumutat cireșe, nu știu cum să zic. La, adică vecinul meu avea ci, uh, un cireș, bunicul avea cinci, dar lui vecinul erau mai bune, nu știu de ce. Și mă l-am luat pe călin pe frate meu și parcă auzeam, parcă auzeam cum îmi zicea bunicul, nu cumva să face ceva, plata păcatului e moarte, 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 moarte. Era... Și l-am pus pe să stea să se uite la cer. Era un cer iunie, luna iunie, așa de fain afară, liniștit. I-a zis, stai mă, să nu cumva să se întunece că ne trăznește pe amândoi aici în timp ce împrumutăm cireșele lui vecinul. Și Călin stătea și se uita la cer așa și eu mă apropiam de prima cireașă în slow motion, în reluare, încetul cu încetul, încetul, încetul. încetul. So... Și ziceam, bă, sigur nu ne trăznește. Stai liniștit, zice, săptămâna asta sigur nu plouă. <laughs> Era meteorologul de serviciu. Am luat prima cireașă în reluare, am mâncat-o, am mâncat-o, am mestecat-o încet, foarte încet, să nu stea în gât cumva, să nu mi să mor așa. Am spus, da dar nu nimic. Pe a doua deja aveam mâna formată, așa am luat-o de n văzut. La a treia, la a patra eram deja în cireș. Nici nu mă mai gândeam, nici la trăznit, nici la Sfântul Ilie, la nimic. Acum, fix așa stau lucrurile cu păcatul. Omul intră pe net odată, accidental, unde n-ar trebui să intre și după aia îl mustră conștiința. Și pare rău să pocăiește, vede că nu îi se întâmplă nimic. Și zice, bă, în Biblie scrie că plata păcatului e moartea, dar mie nu mi se întâmplă nimic. Omul copiază odată, fură odată, înșală odată, e slab, fume și tu că zic că e alții. Te-a pus și tu cu o țigară din aia cu el alți prieteni, bă, hai că încerc și eu. Și vezi că nu ți se întâmplă nimic, dar ascultați-mă, consecințele există, chiar dacă nu le vedem. Și sunt trei consecințe ale dependenței întotdeauna. Prima e negarea, a doua e obsesia și a treia e moartea conștientă. Sunt trei consecințe care rămân întotdeauna ce privește dependența. Prima consecință e negarea. Orice om dependent, dacă îl întreb, cum ești? Îți bine? Eu mă pot lăsa oricând. Mă dar cu calculatoarele, ești ca independent, ești tot ziua pe Facebook, ești cam narcisist că dai pe selfie-uri non-stop. A, ah, eu nu. Eu mă pot lăsa oricând. Dar nu vreau să mă las. Exact ca bețivu, așa zice întotdeauna. Dar forma asta de negare are foarte multe forme. Mă rog, negarea, consecința asta, are foarte multe forme. Uh, suntem câteodată ca niște copii. Mi-aduc aminte că odată un copil a unui prieten o băga mâinile în borcanul cu smântână, s-a făcut tot de smântână și l-a văzut tatăl său, eram acolo și eu, și zice, taică său, nu cumva știi cine umbla la borcanul cu smântână din frigider. Știi ce a făcut pruncul? Exact cum facem noi cu Dumnezeu. O dus mâinile la spate și a zis, tati, habar n-am. No, fix așa facem noi cu Dumnezeu. Noi venim în fața lui Dumnezeu și, bă, Doamne, da, să vezi că de fapt nu e chiar așa, că e adevărat, că mai cam stau pe net, cam cât stai. Doamne, vreo 45 de minute, eu și de acolo, taci, mă, că stai mai mult, că știu că am văzut, ai stat 3 ore, 4 ore. Mai oameni buni, haideți să vă spun ceva. Întotdeauna prima stație a dependenței este negarea. Unii dintre voi sunteți acolo. Sunteți în situația în care spuneți, eu nu sunt dependent de asta. Mă pot lăsa oricând. Lasă-te atunci. Ești în stare, de exemplu, să postești de Facebook, de, mă rog, că știu că nu mai e la modă facebook ul asta e pentru bătrâni. Instagram sau altele mult mai nasoale. Ești gata să te oprești din rețelele astea de socializare? Unele dintre ele să le tai total? Nu zice să min. E negarea. Zici, bă, dar eu nu sunt dependent de filmulețele alea haioase pe care le văd cu căței și cu pisici. Dar au ajuns să fii dependent de starea aia de bine pe care ți le dau filmulețele alea și nu te mai poți concentra la nimic. La școală stai și după două minute ce zice profesorul de mate? E pe altă planetă. Măi, ceva problemă cu generația asta că nu se mai poate concentra. De ce? Pentru că dacă e să citești o pagină, ești ca Gigi Becali. Cum o zis Gigi Becali, deci eu nu mai pot citi mai mult de o pagină, mă apucă somnul. Un deficit de concentrare fabulos, extraordinar. De ce? Pentru că nu ne-am dezvoltat creierul în direcția asta. Și în momentul în care suntem dependenți de ceva, de ceva care stimulează simțurile și tot timpul suntem obișnuiți să primim dopamină, nu să primim ceva care să ne creeze plăcere. Dacă nu-mi place, eu nu mă duc acolo. E auzeam de curând o dispută în ce privește sistemul de educație, care ar fi cel mai bun sistem de educație. Ăsta care îi românesc. Mă rog, ăsta românesc îi de niciun fel. Dar da, e bun un sistem concurențial sau unul ca în Norvegia? Unde mergi, nu contează notele și, și, și uh, școala să fie un fel de joacă. Și zicea Andrei Pleș o chestie simpatică. Bun, dar atunci când copiii trebuie să se joace, unde să mai duc dacă când vor să se joacă, să se joace să duc la școală? Adică uh, noi tot timpul suntem obișnuiți ca orice facem să ne creeze plăcere. Mă dacă nu-mi place, eu nu vreau să mă duc la biserică. Eu dacă nu mă simt bine și generația asta e dominată de plăcere, de, de aia cele mai la modă în momentul de față emisiuni online, dacă o să vă uitați și are cele mai multe vizualizări pe YouTube, sunt glumele. Pentru că zeul vremurilor noastre este divertismentul. Omul vrea să se hăhăie, să se simtă bine, nu vrea să se concentreze, nu vrea să se gândească la absolut nimic. Omului nu-i pasă, e aici în starea asta de negare. Sunt bine, cum o fi, o fi. Să-mi bombardez mintea cu lucruri care mă fac să mă simt bine. Nu te gândi la moarte, nu te gândi la ceea ce urmează. Ești tânăr, distrează-te, ascultă-mă bine. Știi ce spune Biblia? Pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Bucură-te tinere în tinerețea ta. Cred că ați auzit de 100 de ori versetul ăsta. Dar nu uita, urmează consecințele. Oricât le-ai nega, ele există. Pentru că a doua consecință este obsesia. Ce este obsesia? Tulburarea voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face ceva. Mi-aduc aminte că eram la școala de șoferi, că am fost mai tocmati cu școala de șoferi, am dat-o târziu. Și uh, m-am dus să dau examenul la cu touchscreen. Știți? Și mi-aduc aminte că, apropo, l-am luat din prima, cu toate că alții îl pică de multe ori, da. Nu știu dacă, da, v-am spus. eram la examenul la școala de șofer și eram acolo, lângă mine era un nene care avea o vârstă și care nu mai putea de ce, să a oprit softul, nu știu ce s-a întâmplat cu softul, vreo 20 de minute, nu funcționa și ăsta trebuia să fumeze. Ah, oh, nu mai pot zice, nu mai pot. Eu zic la ăla care supraviga, dacă nu mă lăsați să fumez, să ies până afară. Nu, dacă ieși, ai pierdut examenul. Stă, 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 stă. Efectiv, omul nu mai putea. Și la un moment dat îi zice celui care supraveghează, nu-mi pasă, ies, am pierdut examenul, am pierdut banii. Și cum o ieși el, parcă ar fi fost Iona, aruncat în mare. Cum o ieși el, cum a softul? Și am dat examenul și uh, l-am luat din prima. <coughs> și îmi aduc aminte când am ieșit afară, l-am găsit, l-am găsit pe el fumând și stătea, domne, și se uita cu privirea aia pierdută, nu-i păsa de nimic. Ei, asta este obsesia. Știți că în Biblie, în Vechiul Testament, este un, nu vreau să intru în detalii, că nu-mi place să prezint asemenea detalii la predică, dar e acolo un om despre care spune că a căzut bolnav în legătură cu o anumită obsesie. A căzut bolnav. Ce, ce asta? E o tulburare a voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face ceva. Domne, dacă nu intru pe net, dacă nu mă duc acolo, dacă nu fumez sigara aia, dacă nu mă duc cu prietenii, simt că turbez. Nu mai am aer, simt că mă apucă a, 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 atacurile de panică, de anxietate. Și vorbesc cu unii dintre părinți, zic, domne, nu mai pot, cu... zice, dacă nu, lasă, iasă. Nu știu ce face, leșină. Obsesia. O să spui, văd, a obsedat. Da, păcatul asta face în tine. A treia consecință e moartea conștientă. Biblia vorbește despre categoria asta de oameni care păcătuind, 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 nu că nu se mai pot pocăi. Nu că Dumnezeu nu mai artă, ci nu se mai pot ei pocăi. Asta e exprimarea corectă. Mai există predicatori care vin și spun dacă ai făcut păcatul ăla, nu te iartă Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu te iartă orice, orice păcat ai fi făcut, numai că Biblia spune că înșelăciunea păcatului aduce în pietrire. Oameni dragi, și acum ridicați privirea, vreau să vă spun un ceva. An de zile am predicat Evanghelia și nu am văzut niciodată o generație mai, împietrită ca generațiile de astăzi. Niciodată. Și știți care e paradoxul? E cea mai sentimentală generație dintre toate. În an de zile, cu an de zile în urmă, când mergeam la evangelizare, la ora 5, dacă începea la 6, era arhiplin, aproape orice biserică. Astăzi, și dacă vii la 6 și un sfert, ai loc. Oamenii aveau capacitatea de se concentra mai mult la predică și erau dornici de predică. Astăzi, dacă nu ești însoțit de o echipă de, de laudă și închinare care să accentueze mult partea sentimentală și dacă n-ai 14 întâmplări lacrimogene, degeaba vorbești. De ce? Pentru că, paradoxal, e cea mai sentimentală generație și, în același timp, cea mai împietrită. Biblia spune că înșelăciunea păcatului aduce împietrire. Nu că Dumnezeu nu-i dispus să ierte, ci noi nu mai suntem dispuși să ne pocăim. Adică, suntem dispuși să fim religioși pentru că omul este o ființă incurabilă religioasă, dar nu mai suntem dispuși să ne pocăim. Una e să fii pentecostal, alta e să fii pocăit. Una e să fii creștin după evanghelie, alta e să fii pocăit. Una e să fii baptist, alta e să fii pocăit. E greu să mai stai în fața lui Dumnezeu și să recunoști că ești păcătos. Pocăința te pune într o situație inconfortabilă și tu vrei să te simți bine. Asta e consecința când păcatului. Când păcatul pune stăpânire pe tine, prima stație întotdeauna negare, a doua este obsesia și a treia este moartea conștientă. Când omul, într-un fel, e conștient că drumul pe care e nu e cel mai bun, dar în același timp merge cântând înspre moarte. E ca și cum te-ai afla într-o mașină, mașina s-ar duce în jos și tu te-ai uita și zice, bă, ce frumoasă e aici, pădurea asta. Pentru că Haideți să vă spun ceva. Am spus că păcatul are consecințe, dependența are consecințe, dar are și soluții. Și despre asta o să vorbesc în ultima parte, partea devoțională. Da? Vă mai spun acum câteva gânduri. Prima soluție este îndepărtarea rapidă de sursa răului. Rapid de sursa răului. Care e sursa răului în viața ta? Trebuie să o identifici. Biblia spune, dacă mâna ta ce dreaptă te face să păcătuiești, tai-o. Și mă uit la voi și vă văd frumoși și întregi. Nu se referă în mod evident la mâini nici la ochi, când zice, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, leapă de, de la tine, nu se referă la asta, ci acolo în contextul în care vorbește Mântuitorul despre asta, se referă la relații și spune acolo așa, dacă ai pe cineva care uh, e lângă tine și mâna ta cea dreaptă, lumina ochilor tăi, dar care e o pricină de păcătuire, pentru că vorbește acolo despre pricine de păcătuire sau de potignire, zice, mai bine taie relația aceea, oricât ar fi de dureros. Știu că unii dintre voi sunteți acum la vârsta asta cu I'm in love, Vai, când îl văd, simt că nu mai am aer. Asta e coronavirus, nu știu dacă știți. Care-i sursa răului în viața ta? Dacă sursa răului, telefonul, nu știu, pune un soft pe el, dacă sursa răului îți prietenii tăi, taie relația cu prietenii nu știu care e sursa răului. Dar haideți să spun ceva. Îndepărtează-te rapid de sursa răului. Noi nu prea avem cu rapidul. Nu știu cum sunteți voi la media dar Nu e la oradia. aia. A, și voi tot de ardeal. o mai vedea noi. Nu o mai gândi. O mai analiza și apoi o vedea acolo. Când romantismul se transformă în reumatism, ce o face? îndepărtează-te rapid de sursa răului. E ca și cum ai fi în mașină și ai fi scăpat controlul și mergi înspre prăpastie și tu te uiți, dar ce fain e aici. Mai ai două minute, ce două minute, două secunde, 20 de secunde, sar din mașină, scapă viața. De ce? Noi avem o vorbă pe care am auzit-o spusă și de pasuri în biserică și greșită. Scoasă din context. Și asta. Că multe pornează la o hermeneutică greșită. Știți care e vorba? aia? Nu contează cum începi, contează sfârșitul, laudă, începutul. E adevărat. Numai că noi știm un lucru: că cine începe prost, de obicei o termină și mai prost. Asta e un... Uitați-vă la orice cursă de alergare. Știu că România nu mai are niciun sport, dar pe vremuri când ne uitam așa cum alergau unii. N-ai cum să fii tăpă cu 10 din 10 alergători până în ultima clipă și la final arrufâșul. a rufășul. Nu există. Există chestia asta. Domne, uh, o să fiu pocăit la sfârșit. M-am auzit pe unul care vine și mi-a zis cei din urmă vor fi cei din tâi, cei din tâi vor fi cei din urmă și ăsta e așa mai semipocăit. Deci voi sunteți acum în față, sunteți cei din tâi, dar la final să schimbă treaba. Mă, oameni buni, asta iar scoasă din context. Că la, când Domnul Iisus spune cei din tâi vor fi cei din urmă, se referă doar la relația dintre poporul evreu și celelalte națiuni. Evreii care din cei din tâi au, fost, au devenit cei din urmă pentru că l-au refuzat pe Iisus Hristos, iar noi, neamurile, pentru că l-am primit pe Iisus Hristos, am devenit cei din tâi din cei din urmă. În rest, vreau să vă spun ceva. Am o și o predică, se intitulează așa, dar nu, știu că nu-i frumos să citesc din tine, dar nu fac și o greșeală asta. Cei din urmă vor fi cei din urmă, iar cei din tâi vor fi cei din tâi. În toate lucrurile. Cei din tâi la rugăciune sunt cei din tâi la răsplată. Cei din tâi la viață sfântă sunt cei din tâi la răsplată. Nu există vreo șmecherie să te facă cumva să ajungi tu mai în față când toată viața ai fost pe ultimul loc. De asta vreau să vă îndemn în numele Domnului. Îndepărtați-vă rapid de sursa răului din viața voastră. Nu le luați așa, bă, o fi o cum o fi. Nu, rapid. Pocăința trebuie făcută astăzi. De-aia toată Biblia când îndeamnă și îi spune să ne pocăim. Nu spune să ne pocăim mâine, că ai șanse mari să trăiești. Nu, pocăiește-te acum. De ce? Pentru că păcatul, cu cât pune stăpânire mai mare pe tine, cu atât mai mult aduce această înșelăciune a păcatului care aduce în pietrire. Și poate vine un predicator să vorbească cât de tare a vorbi. Poate să vorbească nu știu ce tu vei rămâne la fel de tare ca piatra și iute ca săgeata când se termină programul. De ce? Pentru că înșelăciunea păcatului o pus pe viața ta. Poate să spună mama și tata, bă, nu mai fă lucrurile astea că îți distrugi viața, ție nu-ți pasă. Cu cânte, când înainte marși, îți vei distruge viața mai departe. De aceea, spune numele Domnului astăzi, îndepărtează-te rapid de sursa răului. Și îți mai spun ceva. După ce te-ai îndepărtat, înlocuiește răul. Uh, și cu asta vreau să închei. Poți să cânți în sordina la pian să nu se audă pruncul de afară. Uh. Haideți să vă spun ceva. Uh, noi pentecostale și noi pocăiți, nu numai penticostale, și baptiștii, și creștini după Evanghelie suferi. Noi evanghelici, că îmi place cum sună așa. Și noi românii, că suntem aici, avem și prietenii noștri de la, uh, din bisericile ortodoxe și de la oastea Domnului în special, uh, suntem foarte sentimentali, de genul. Ascultați. Imediat ne hotărâm. Băi, mă predau, gata, eu l urmez pe Dumnezeu. Sunt astăzi, mâine. Mm. Știți de ce? Pentru că noi luăm decizii, mai ales la început de an și la sfârșit de an, gata, fac asta, mă apuc să studiez, mă apuc să fiu mai pocăit, mă luăm decizii să ne îndepărtăm de lucrurile rele din viața noastră, dar nu le locuim cu nimic și viața ne rămâne goală. Și asta e mare problemă că Domnul Iisus a zis, a zis, când e un duh rău în viața unui om și duhul ăla iese, ești eliberat, duhul se duce la plimbare, se întâlnește cu alte duhuri și dacă viața omului rămâne mai departe goală, duhurile acestea se întoarce, se întorc și starea lui va fi mai rea decât a fost la început. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu e suficient să te îndepărtezi de rău din viața ta. Ai conștientizat că țigara e un rău și te-ai îndepărtat de ea. Ai conștientizat că drogul e un rău. Nu vedeți că acum e la modă, sunt la modă campaniile astea antidrog, sunt tot vorbit în România. Bun, dar vreau să vă spun ceva. Dacă nu-l pui pe Hristos în inima ta, degeaba te îndepărtezi de rău. Pentru că îl vei înlocui rău ăla cu un alt rău. Soluția nu e asta care zice românul, cui păcui cui se scoate. Adică scap de alcool cu ajutorul drogurilor. Sau scap de un lucru rău cu altul și mai rău. Da, mă, m-am scăpat. Nu. Soluția este una singură. Isus a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Singura soluție reală, autentică, este înlocuirea dependenței de rău cu dependența de Dumnezeu. Pentru că sunt prea multe vieți în, lumii, în lumea asta noastră, care sunt goale. Oamenii, voi nu vedeți că au ajuns la concluzia la care noi am ajuns. Noi, pocăiții de ani de zile, spunem că fumatul e rău. Și, în sfârșit, Spune și societatea asta. Noi de ani de zile am spus: uh, lucrul ăsta e păcat. Oamenii ajung la concluzia: drogul e un lucru păcătos. Și oamenii încearcă cumva, prin propriile forțe, să scape de rău. Dar știți cum suntem noi când încercăm să scăpăm de rău? Ca David, când, când se roagă la un moment dat într-unul dintre psalmi, spune: Doamne, de la marginile Pământului, de la capătul Pământului, că te tine strig, dumă pe stânca aceea care este prea înaltă pentru puterile mele. Vreau să vă spun un lucru: trebuie înlocuit răul cu altceva, cu o relație personală cu Isus. Și acum te întreb. Nu te întreb dacă ești pentecostal, nici dacă ești creștin după Evanghelie, nici dacă ești ortodox, nu are nicio importanță. Spune Biblia în Apocalipsa că în Rai n-am văzut niciun templu. Când intri într-un oraș, primul lucru se văd bisericile. A, biserica ortodoxă, că aia catolică. Zice, m-am uitat în Noul Ierusalim, zice Ioan, și n-am văzut niciun templu. Templu era Dumnezeu, și era mirele Iisus Hristos. Era mielul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Vă întreb încă o dată. Aveți voi o relație personală cu Dumnezeu în Hristos? Adică vă raportați la Dumnezeu în fiecare zi. Viața cu Dumnezeu nu e ceva plictisitor. Primul lucru dimineața, ne uităm să vedem ce mesaj am mai primit. Dar vreau să vă garantez ceva. Dacă în prim, fiecare dimineață când veți deschide ochii, primul vostru gând se va îndrepta spre Dumnezeu. Și vei spune lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat încă o zi. O zi în care să te cunosc pe tine mai mult. Vă spun ceva, nici în rai nu o să ne plictisim. Unii se gândesc, bă, dar raiul, raiul cum o să fie? Clar nu o să fie ca la biserică, va fi, nu se compară. În rai vom înainta în cunoașterea lui Dumnezeu. Îl vom cunoaște pe Dumnezeu tot mai mult. E cea mai mare aventură pe care o poate avea un om în lumea asta. Nu-i plictisitor să fii pocăit, e plictisitor să fii religios fără Dumnezeu. Să ai o religie seacă, să repezi niște ritualuri, să-ți pui speranța în ritualurile alea, să, să, ai fața aia lungă și obosită, dar lasă o să fiu bucuros în rai. Nu! Noi am primit viață și încă viață din belșug și viața stă în relația noastră cu Isus Hristos. Este Isus Hristos Domn și Mântuitor al vieții tale. Când ești tentat să păcătuiești, vorbești cu Dumnezeu la nivelul minții tale. Când, când te pregătești pentru școală, îi spui Dumnezeu, Doamne, dăm putere să învăț. Când, când mergi la școală și ești scos la tablă la răspuns, zici, Doamne, Dumnezeu, le dă în putere să dau un răspuns bun și dacă n-ai învățat-o să auzi în conștiința ta vocea lui Dumnezeu care îți va spune data viitoare să te pregătești. Viața cu Dumnezeu e o continuă aventură, indiferent de circunstanțele în care te afli, când ești tentat să păcătuiești, te prăbușești rugăciune înaintea Lui și ne adâncul ființei tale, spune Dumnezeu, Doamne, dă putere să biruiesc păcatul acesta care mă tentează atât de tare. Vreau să spun ceva, cu Dumnezeu putem fi mai mult decât biruitori, dar înlocuiește păcatul cu prezența lui Isus Hristos în fiecare zi. Viața ta trebuie să se învârtă în jurul lui Isus Hristos. De aceea, Apostolul Pavel, când vorbește bisericii din Corint, zice, când am venit la voi, n-am Vreau să știu nimic altceva decât pe Isus Hristos și pe el răstignit. N-am predicat Evanghelia cu ajutorul înțelepciunii lumii acesteia, pentru că nu mi-a păsat de nimic altceva decât în centrul vieții voastre să fie cel care este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Adică Isus Hristos, dragul meu tânăr, draga mea tânără, ascultă-mă bine, oricât de mult te, te străduiești să scapi de păcatul din viața ta. Dacă viața îți rămâne goală de Hristos, nu vei reuși să biruiești păcatul. Dacă ești gata să-i spui lui Dumnezeu, Doamne! Hristos în noi, nădejdea slavei. Dacă ești gata să-i spui Dumnezeu, Doamne, vreau ca Iisus Hristos să rămână Domnul meu. Vei vedea că poți să treci dincolo de orice dependență. Dați-mi voie să fac o rugăciune și după aceea ne apropiem de partea finală și în partea a doua vom avea și partea devoțională. Ne apropiem de pauză. Înainte de a încheia, în această sesiune. Vă invit să stați în picioare împreună cu mine. Voi face o rugăciune scurtă, așa cum stăm în picioare. Dați-mi voie să rostesc rugăciunea asta. Și în partea a doua a întâlnirii noastre, vreau să fac o rugăciune în care să ne rugăm pentru toți cei care sunt legați de dependențe. Ne rugăm în această zi ca Dumnezeu să îi elibereze. Doamne, știu că ești prezent aici. În numele Lui Isus Hristos, Tată din ceruri. Îți mulțumesc că în această dimineață ai vorbit acestor tineri. Îți mulțumesc că tu ai vorbit sufletului nostru. Doamne, îți mulțumesc că tu ai vorbit minții noastre, pentru că pocăința noastră înseamnă schimbarea minții. Te rog prin Duhul tău cel sfânt Atinge-te de fiecare tânăr și tânără din locul acesta. Dacă unii sunt stăpâniți de lucruri păcătoase, alții sunt stăpâniți de lucruri care nu sunt neapărat păcătoase în ele, dar care au devenit o obsesie a vieții lor, te rog în dimineața asta, Doamne, eliberează de sub puterea oricărui lucru, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, Tată din cerul, te rugăm, locuiește în noi prin Duhul Tău cel Sfânt și vrem ca trupurile noastre să fie temple ale Duhului Tău cel Sfânt. Și Duhul Tău este Sfânt de aceea să ne sfințească, Doamne, și să rupă din viața noastră orice legătură a diavolului, orice lucru greșit din viața noastră, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt să fie dezlegat în numele jertfei lui Iisus Hristos, în numele sângelui vărsat la Gorgota. Doamne Dumnezeule, te rog, atinge-te de noi, avem nevoie de viață și nu o viață, Doamne, obișnuită, ci o viață din belșug, de aceea te rog în numele Domnului Iisus Hristos, atinge-te de orice sufle, Doamne, legat de lanțurile întunericului și te rog în numele Lui Isus Hristos, Doamne, păcatul ăla care înfășoară, 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 Doamne Dumnezeule, în numele Domnului Isus Hristos să cadă în această zi și te rog, Doamne, ridic o generație de tineri și tinere care să te slujească, nu oricum, ci ca niște robe ai luminii și ai dragostei tale, Doamne. Nu vrem să te slujim ca niște robi, ci vrem, Doamne Dumnezeule, să te slujim cu toată ființa noastră, cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră. De aceea ne rugăm în Sfințenie, Doamne, ajută-ne să te slujim pe tine, pentru că tu ești sfânt și noi trebuie să fim sfinți. De aceea, Doamne Dumnezeule, curățește-ne tu mulțumesc, Doamne, că lecția pe care am învățat-o ne vei ajuta să o punem la inimă, să o interiorizăm, să, să fie acolo în sufletul nostru și Tu, Doamne, Dumnezeule, prin ceea ce am învățat să schimbi în viața noastră și să dăltuiești chipul lui Hristos. Amin.